Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și vă invit să discutăm astăzi despre clima României, elementele climatice. Începem cu valorile temperaturii medii anuale. Acestea scad de la aproximativ 11 grade Celsius în partea sudică la aproximativ 8 grade Celsius în partea nordică și mai scad odată cu creșterea în altitudine, cu aproximativ 6,4 grade Celsius la fiecare 1000 de metri, ajungând la valori negative pe crestele Carpaților. Valorile amplitudinii termice sunt ridicate, cu maxime în câmpia română, aproximativ 25-26 de grade Celsius și valori mai scăzute pe munții înalți, unde ajung la sub 2 grade Celsius. Maximul istoric înregistrat pe teritoriul României este de 44,5 grade Celsius la Ion Sion în județul Brăila, în timp ce minimul istoric din țara noastră s-a atins la Bod în județul Brașov, minus 38,5 grade Celsius. Ce este amplitudinea termică? Lăsați răspunsul vostru în secțiunea de comentarii. Temperatura medie a lunii iulie, cea mai călduroasă a anului, scade dinspre sud, aproximativ 23 de grade Celsius, spre nord, unde ajunge la aproximativ 18-20 de grade Celsius și odată cu creșterea altitudinii, coborând la 6 grade Celsius pe crestele înalte ale munților Carpați. Anul acesta, care a fost temperatura medie a lunii iulie în localitatea ta? Poți afla acest lucru de pe site-ul climatedata.org, scriind în bara de căutare numele localității tale. Temperatura medie a lunii ianuarie, cea mai răcoroasă, oscilează între 0,5 grade Celsius pe litoral și minus 11 grade Celsius pe crestele înalte ale munților Carpați, în special în cei meridionali. Anul acesta, care a fost temperatura medie a lunii ianuarie în localitatea ta? De asemenea, poți afla acest lucru tot de pe site-ul climatedata.org. Cantitatea anuală de precipitații scade dinspre vest, unde are valori de 650 de mm în câmpia de vest, spre est la 400-500 de mm în estul câmpiei române și podișul Dobrogei. Valorile cantității anuale de precipitații crește odată cu altitudinea, ajungând la valori de peste 1200 de mm pe an pe crestele munților. Cele mai scăzute valori ale cantității de precipitații se înregistrează în delta Dunării, sub 400 de mm pe an. Vânturile care se manifestă pe teritoriul țării noastre sunt crivățul, vânturile de vest și austrul. Vânturile de vest au un caracter general și duc la creșterea umidității aerului, în special în partea vestică a țării. Crivățul afectează în mod deosebit estul și sudul țării, aducând aer uscat și rece iarna, provocând ger și viscol. Austrul aduce vara aer cald și uscat. Dragilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!